Ce înseamnă săptămâna fără calculator? Înseamnă valorificarea creativă a vacanței copiilor și preșcolarilor, practic a elevilor de clasele 1-4 și a celor de la grădiniță. Săptămâna fără calculator a început astăzi, 31 octombrie, și va dura până vineri, 4 noiembrie. Timp în care, pentru o sumă modică de 15 lei, copiii sosesc de la cei mai mici la cei mai mari și vor asista la ateliere de creativitate. Eu renunț la calculator. Mie îmi place foarte mult să pictez. Mie îmi place să fac teatru. Pot învăța în cadrul unei ședințe care durează în medie o oră și jumătate din tainele meșteșugurilor populare românești și pot confecționa icoane pe sticlă, pot confecționa obiecte de decorațiune a casei și mă refer aici la sporul casei, mă refer de asemenea la opinci, mă refer la, de asemenea la împletituri textile și vegetale și iată că pot să învețe să facă și teatru de umbre. Și cum îi atrageți? Printr-o comunicare excelentă cu profesorii și părinții acestora. De fiecare dată le cerem părerea copiilor și profesorilor prin intermediul chestionarelor de satisfacție și întotdeauna ținem cont de doleanțele lor. Copilul împreună cu coordonatorul de curs, în cazul acesta meșterul popular, învață împreună să confecționeze acel obiect cu care copilul pleacă acasă apoi. Muzeul nu mai reprezintă un depozit de obiecte, ci un complex de activități. De aceea, pentru a spune poveștile acestor obiecte, este nevoie să creăm programe de pedagogie muzeală, astfel încât copiii de la cele mai mici vârste până la cele mai mari vârste trebuie să învețe corect despre patrimoniu.